În partea a doua a conferinței de presă ținute la sediul Clubului Sportiv Mușcel, directorul Mărgărin Blidaru a vorbit despre rezultatele sportivilor în 2015 și despre realizările personale pe plan administrativ de când a fost numit director la CS Mușcel și până în prezent. Vreau să vă spun că anul acesta Clubul Sportiv a înregistrat rezultate foarte bune, chiar neașteptate, și cred că este consecința muncii antrenorilor, a tot ștafului de la club. Pot să mă lau și pe mine puțin că și eu am avut o contribuție destul de bună, cerându-le antrenorului niște obiective mult mai mari decât au fost până acum. Și asta s-a văzut prin medaliile care le-am obținut și mă refer la medalii de aur. Am avut destule medalii de aur, pot să spun 16 medalii de aur. Ceea ce spune foarte mult, exact cum spunea și Ilică, la clubul nostru, care suntem un club mic totuși. Pe total, medaliilor în 2015 au fost 55 de medalii. Foarte, foarte bune. Dintre care am avut 16 medalii de aur, 17 medalii de argint și 22 de medalii de bronz. Pe plan administrativ am avut câteva îmbunătățiri la baza sportivă. S-au făcut câteva lucrări de reparații care erau strict necesare. Bine, ne-au permis și bugetul de am putut să realizăm aceste lucruri. Și eu zic că cea mai mare realizare ar fi înlocuirea terenului de mini-fotbal, care ajunseseră într-o stare foarte, foarte proastă. Reparații nu se mai puteau face la suprafața sintetică, așa că am preferat să înlocuim cu totul un teren. S-a făcut și instalația de nocturnă, s-a înlocuit cu niște proiectoare mult mai puternice, iar celălalt teren de mini-fotbal sintetic a fost reparat cu gazonul care mai era bun de pe primul teren, l-am reparat. Mai sunt multe de făcut, sper că la anul să baza să arate cu totul altfel, și vopsită, și reparații de garduri, dar anul trecut nu mi-a permis bugetul, pentru că a venit stabilit, am avut mai puțin pe reparații și investiții,